Ce părere aveți despre asistență financiară care vine de psihotare și creditele care ia guvernarea noastră? Pe general, pentru a porni economia Moldovei, o idee bună, dar vedem consecințele care ar fi și deja la ce dobândă s-au împrumutat. Nu, я не в курсе, какие именно кредиты они берут, но предполагаю, что возвращать придется нашим правнукам эти кредиты. Atitudinea mea este negativă, deoarece eu consider că sunt bani împrumutați pe care noi împreună cu copiii noștri generații de rând va trebui să-i întoarcem înapoi și nu consider că este corect, fiindcă nu suntem întrebați dacă suntem de acord ca acești bani să ia numele nostru în împrumut. Atât timp cât suntem parte din comunitatea internațională, trebuie să beneficiem de lucrurile care ne le oferă. Banii din exterior trebuie să fie la văzul lumii unde s-au dus. Cer scuze, dar așa-i. Aveți încredere cum se cheltuie acești bani? Până când nu o să fie curățit pământul de la rădăcină, n-are de unde fi. Cred că m-ați înțeles. Vă referiți la corupție? Da. Puțin cred că sunt cei care ar da credite fără să ia în calcul capacitatea de rambursare sau capacitatea de întoarcere a acestor bani de către beneficiarul acestor credite. Cei care dau credite nu scriu poezii, credeți-mă. Ei măsoară doar în bani și măsoară în ani, măsoară în capacități. Bineînțeles că Moldova este o țară care a beneficiat foarte mult din sursele acestea financiare externe și este o dovadă a faptului că Moldova se află în rândul țărilor bine văzute și bine cotate, să zicem așa, în lume, pentru că înseamnă că este apreciat acest popor, această țară, înseamnă că merită Moldova aceste ajutoare. Interlocutorii Vocii Basarabiei au mai fost întrebați dacă Republica Moldova ar putea să se dezvolte în continuare fără asistență financiară externă. Nu putem exista. Deloc. De ce? Păi dacă ți-ai distrus toate fabricile, toate uzinile, nu mai funcționează, cum și deloc, numai cu ajutorul Occidentului. Ar putea. Dacă noi toți oamenii vom fi conștienți că trebuie să muncim, ca și cum muncim pentru familiile noastre, eu cred că am ieșit fără ca să împrumutăm așa mulți bani. Întotdeauna există șansă la dezvoltare, doar că toată întrebarea e viteza cu care, sau spunem, în cât timp se va ajunge din punctul A în punctul B. Încerca să-mi pare voronin pe timpuri. Vă zic că impresia era că merge treaba, dar cred că nu, la etapa actuală, cred că nu. Nu ar putea să dezvolte, depinde ce înțelegem prin dezvoltare. Dacă prin dezvoltare pur și simplu înțelegem să plutim așa unde ne duce apa, ok, e una. Dar dacă prin dezvoltare înțelegem să putem face concurență sau să fim competitivi pe o piață unde vine și altcineva cu mere, vine și altcineva cu vinuri, atunci e nevoie de suport adițional.